Zvonurile care circulă privind disponibilizările la nivelul structurilor Ministerului Administrației și Internelor îi pune pe jar și pe reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Basarab I Dâmbovița, deși de ceva timp se vehiculează ideea că și în acest an vor continua disponibilizările din sectorul bugetar, printre cei vizați, numărându-se și angajați ai ISU Basarab I, deocamdată nu este nimic cert. Colonelul Mirel Pietranu, șeful ISU Basarab I Dâmbovița, susține că până în prezent nu a primit nimic oficial privind reducerea schemei de personal și că aceste informații sunt doar la stadiul de discuții. În momentul de față, efectivul de cadre al ISU Basarab I Dâmbovița este de 73% din necesar. Referitor la sau la discuțiile care se poartă până la această dată, nu avem nicio informație certă, deci totul este la nivel discuții. Toate discuțiile mai ales au apărut în urma publicării pe site-ul Ministerului, fiind în dezbatere publică un proiect de lege privind restructurarea Ministerului Administrației și Internelor, deci până la această dată nu avem nicio informație certă. Că vom fi, că nu vom fi. Deci după cum v-am prezentat, suntem la un nivel de 73%. Este posibil ca câteva locuri sau, nu știm, la momentul ăsta absolut. La momentul actual noi spunem că facem față cu ce avem, deci nu ne plângem că nu avem. Dacă va fi nevoie, vom face față și mai puțin, dar sperăm să rămânem la acest nivel la care suntem.